Salut, băieți! Ne vedem din nou. Mulțumesc pentru feedback și sper că o să țin cont de el cât mai mult în clipurile următoare. Am făcut aici un nou setup, astfel încât să mă puteți vedea și pe mine când vorbesc și să filmez și de sus produsul pe care o să-l prezint astăzi. Astăzi o să vă prezint un produs high-tech foarte mișto, o alarmă smart pentru casă, care poate fi folosită și de pe telefon, poate să-ți trimite SMS-uri și să faci diverse comenzi prin SMS, și în același timp protejează casa foarte bine și știi în orice moment ce se întâmplă. Și poate să aibă un signal foarte puternic care în anumite situații s-ar putea să-l alunge pe hoț. Alarma aia se numește Smanos X300 și este o alarmă smart pentru casă. E perioada perfectă, acum încep vacanțele, toată lumea pleacă și ai vrea să știi ce se întâmplă acasă. Și în același timp să sune alarma dacă intră cineva prin infracție, pe geam sau pe ușă, are două protecții speciale. E o alarmă simplă, ușor de configurat și care are aplicație. Poate fi controlată prin SMS de la distanță, poți primi notificări și poți vorbi cu hoțul dacă e la o adică. Adică se poate activa o funcție prin care tu vorbești și el aude din difuzoare ce îi spui. O să deschid acum cutia și o să comut pe camera cealaltă ca să vedeți ce conține ea. Găsim în cutie manualele și tot ce avem nevoie ca să putem utiliza sistemul de alarmă corect. Unitatea centrală. Unitatea centrală e cea care conectează totul și trimite alertele dacă îi băgați un SIM în ea. Ăsta este un senzor de mișcare obișnuit, adică îl plasezi undeva și detectează orice mișcare automat. Ăsta e alimentatorul de la unitatea centrală. Asta este un senzor de ușă. Când e ușa închisă sau geamul, depinde unde vrei să montezi, el stă așa, iar în momentul când s-a deschis, sună alarma automat. Și avem două sisteme de remote control. Telecomandă, cum am spune. Avem așa, o telecomandă pe care o puteți pune la chei și pe care activați blocarea casei sau deblocați când ajungeți acasă. Și sunt două pentru doi membri ai familiei, să spunem, cei doi părinți. Am scos un pic alarma din cutie să vă arăt cum funcționează, iar ăștia sunt senzorii. Senzorul de mișcare m-a detectat deja. Senzorul de ușă, dacă îl mișc, sună alarma în continuu. Unitatea este activată. Încă nu i-am dat să dea loc, dar uite, dacă îi dăm loc, s-a închis. Și acum, dacă detectează mișcare, nu se oprește până nu vii doar să o oprești. Iar pe telecomandă, deși are butonul de descuiere, nu oprește sunetul. Ea se oprește abia după ce o opresc eu. Cam asta a fost proba cu alarma smart Smanos X300. O găsiți online, costă vreo 740 de lei, ceea ce mi se pare un preț foarte bun la ce oferă. Dacă aveți un SIM de băgat în ea, oferă o protecție suplimentară care nu e deloc de neglijat. Vă mulțumesc că vă uitați la videoclipurile mele și dacă v-a plăcut, dați un like, dați un subscribe. Iar dacă nu v-a plăcut, vă rog să-mi spuneți într-un comentariu sau într-un mesaj ce anume nu v-a plăcut la acest videoclip. În primul rând, nu sunt plictisit, sunt stresat. E ca și cum aș vorbi în public și de câte ori mă urc pe scenă la un eveniment și vorbesc, am emoții și când filmez și atunci ce fac? Mă bâlbâi, transpir și gesticulez ca să-mi ascund aceste emoții, de asta.